Bună ziua, dragilor! Se apropie Crăciunul. Uitați ce mă gândeam eu. Fac un platouaș. O să am niște cârnați, o să am niște cașcaval afumat. O rulada de cașcaval. Un borcan de călbior. Dragii mei, o să am ceapă, usturoi, pătrunjel, le trag rapid la tigaie și fac și un pui, dragilor, într-o infuzie de cimbru cu niște cartofi sfărâmați cu furculița. Ce ziceți? Mă apuc de treabă, am multă treabă, pentru că de sărbători vreau să stau și să colind. Încep cu ciupercile, dragilor, și cu cartofi în același timp. Am cartofi gata curățați. Îi tai pe din patru. Le răstor. Le pun deoparte. Perfect. Ce fain în bucătărie. Cântă, da? Uitați, i-am stors. Gălbiorii mei pe care îmi trebuie bucățeare. Niște pâinică aici, da? Aici. Vezi? Vrei? Ah, ce frumos ești cu numele. Mușca! Hai, hai! E ceva de vis. Asta e pentru mai târziu. Cimbru. Îl pun în tigaie. Gogoșar, dragii mei. Dau și un pic de culoare. Și merge și foarte bine. Zacuscă de pește cu ciuperci, pătrunjel, dragilor, că mere foarte mie. Piper. Auzi cum cântă? Fantastic! Mă bine sare. Wow, cartofii sunt geniali. În momentul când facem carne de miel mai puțin, rămâne foarte moale. E mult mai gustată, crede-mă. Uitați un pic, să vedem cum arată. E încă crudă pentru multă lume. Și atunci, uitați, ca să fac și mai repede, partea asta mai pun un pic să dau culoare. Pe cealaltă, încă un minut, se face extaz. E pentru gustul tuturor. Asta e cel mai important, la genul. Moale este care, uitați, parcă un bure. Știu că zici că exagerez, dar nu exagerez, pentru că aduc grăsimea. Cântări de usturoi, doar pentru aromă. Să mai pun și un pic de salvie. Dacă cumva aveți un pic de vin și nu postiți, puteți. Uitați, vedeți partea asta? Cât de juicy și albe frumoase carne. Uitați! Atât. Nu trebuie neapărat să lucrăm cu materii foarte scumpe. Din lucrurile simple putem face mâncare foarte gustoasă. Astea sunt ideile mele pentru voi. Am făcut un platouaș în care am folosit doar produse de la Hanu Boieresc. Am mai făcut și o pastramă, dragilor, care era gata condimentată, doar am pus-o într-o tigaie. Am mai făcut un pui cu o infuzie de cimbru, dragilor. Și separat am făcut niște cartofi, cei mai simpli cartofi posibili. Umblați acolo în Dan și dacă se poate și nu vă cer prea mult, îmbrăcați-vă în straie populare. Sărbători fericite să aveți!